Primul lucru pe care îl faci când te trezești? Sport. Cât? Ce? O oră de uneori fiare, uneori cardio, uneori not. Asta la ce oră se întâmplă? 5:30. 5:30 dimineața? Așa. Și ce faci de la 5:30 dimineața, o oră de cardio? Da. Da, mă culc la ora 8 seara. Micul dejun, cum e? Bogat, cu multe calorii sau cafea și croissant? Ovăz. Da. Doar atât? Da. Când începe serviciul propriu-zis? Serviciul pe la 8:30, după sport mâncat, și anume numai la serviciu mă străduiesc să nu lucrez de acasă. Te duci fizic, deci? Când se poate și nu e pandemie, da. Acum, ce e pe desktop-ul tău, dacă mă uit? E ordine, e organizare sau e... Este foarte puțin. Pe desktop nu țin nimic, țin tot în foldere. Deci mai degrabă organizare și simplitate. Pe prima pagină de pe telefon, pe primul ecran de pe telefon, câte aplicații ai, cât de des folosești și ce? Am o singură pagină pe telefon, sunt foarte multe foldere, sunt foldere numai și în foldere aplicații. Ce înseamnă o ședință cu tine? Cât durează? Care e organizarea? Durează oricât de puțin sau oricât de mult, în funcție de cât este nevoia. Nevoie și nu e neapărat o organizare. Mă interesează foarte mult să fie oameni deștepți în cameră, trebuie să fie oameni mai deștepți decât mine, trebuie să fiu cel mai prost din cameră, și mă interesează să reușim să rezolvăm problema. Ce cauți la un angajat? Ce caut la un angajat? Depinde de angajat. Mi se pare că nu există o rețetă perfectă pentru toată lumea. Cred că în funcție de ce anume trebuie să facă persoana respectivă, trebuie să fie altfel de om. Dar așa, între skill-uri și caracter? Cred că etica. Caracterul e mai înainte. Da. Dar la un partener, când faci business cu cineva, ce îți dorești, ce cauți de la el? Să nu ne... omorâm dacă stăm o noapte întreagă și dacă ne certăm o noapte întreagă, să nu ne omorâm dimineața. Businessul care ți-a fost cel mai drag într-o viață de antreprenoriat? Fiecare business are ceva special. Rav a fost primul, Seedblink este acum și între o grămadă de succese și încă și mai multe lecții extraordinare. Fiecare business are ceva special. Ce ai învățat de la un angajat? Care e lucrul cu care ai rămas și nu poți să-l uiți de la cineva care a lucrat cu tine? De la toți angajații am învățat foarte mult și de la toți partenerii am învățat foarte mult. Am avut foarte mulți mentori, am în continuare mentori. Învăț în fiecare zi foarte multe. Ce ți-au lăsat părinții? Etica, în primul rând. Plăcerea de a fi. Mi-au lăsat o gândire sănătoasă, m-au lăsat pe mine, m-au lăsat așa cum sunt și asta este absolut extraordinar. Tu ce lași copiilor? Mi-aș dori să pot spera că același lucru pe care mi l-au lăsat și părinții mei mie. Cum tratezi schimbarea? Ai preferat să nu se întâmple? Te bucuri de ea? Mă bucur de schimbare, îmi doresc schimbarea, generez schimbare. Cred că zona de confort este cel mai periculos dinamic al business-ului. Îmi doresc și generez schimbare în jurul meu. Cât sper să câștigi până la capătul vieții? Ai făcut un calcul? Nu este un obiectiv. Contează asta? Nu este un obiectiv, nu am un obiectiv din chestia asta. Câștigurile sunt importante, sunt o măsură a succesului. Ce îmi doresc este să fac lucruri bune și să am succes în ceea ce fac. La serviciu, cum pierzi vremea? Citesc foarte mult. Deci se mai întâmplă să skip work pentru o plăcere personală? Atenție la cuvinte un pic. Eu nu cred că work este de la 9 la 5.
Eu cred că work este să faci lucrurile pe care trebuie să le faci atunci când trebuie să ele făcute. Dacă am ceva de făcut, am work și atunci nu citesc. Dacă nu am nimic de făcut, I'm not skipping anything. Deci, refuz noțiunea de a lucra de la 9 la 5 pentru că atunci trebuie să lucrezi or else. Trebuie să lucrezi dacă este de muncă 16 ore pe zi și dacă nu este de muncă niciuna. În seara asta, la o bere cu Iulian Stanciu sau la o piesă de teatru cu Șerban Pavel? În seara asta, la orele la care te referi... Dacă ar fi să alegi, da. La orele la care te referi, somn. Somn, de la 8. De la 8 eu mă curc. Cum te cheamă, că n-am reținut? Radu Georgescu.